Doamnelor și domnilor, am revenit aici în studio la Moldova Sport, astăzi într-o zi specială, pentru că este Ziua Internațională a Copiilor, Maria, și avem încă o dată doi copilași talentați. Haideți să-i prezentăm. Începe tu cu un cavaler pe care l-ai lângă tine. Eu sunt foarte onorată să-l prezint pe cavalerul care stă exact în dreapta mea și este vorba despre Porcescu Gozun Petru, dansator de performanță, care, uite, avem și o expoziție aici, da, de trofee. Este aici o adevărată comoară de talente aduse, de aceste talente, de fapt. Și lângă mine este perechea cavalerului, Anastasia Movilă, de 8 ani, care este în clasa a treia la școală, da? Da. Cât de eleganți sunteți voi astăzi! Sunteți mereu așa îmbrăcați la patroace, svelți? Da. Da, mereu așa. Da. Uite că între timp, discutând cu acești doi mari sportivi, și anume dansatori, eu am aflat că ei au aceeași vârstă, culmea însă e că nu sunteți în aceeași clasă. Nu. Nu vi se întâmplă să vă duceți dorul la ore când sunteți? De exemplu, Anastasia, nu Anastasia, dar Anastasia, nu ți este dor de Petru? Ție, de Anastasia? Nu prea. Câteodată. Eu admir sinceritatea copilașilor. Însă, cât timp petreceți voi împreună? Vreo 2-3 ore. Pe zi sau pe săptămână? Pe zi. O, 2-3 ore pe zi. Cu siguranță că se și satură, nu? De atâta dans și dans și dans, mai spune, hai să luăm o pauză până mâine. Și colegul meu Mihai se mai satură de mine uneori, dar trece. Nu este adevărat, nu credeți. Eu sunt curioasă să aflu ce prezintă toate acest palmares de premii, de diplome, de medalii. Care este, hai să zic eu, acest trofeu la care țineți cel mai mult? Îmi zici tu, Petru? Care îți place cel mai mult? Pentru care ai muncit tu din răsputeri? Acest mare. Acesta mare. Sigur. Da. Cât este mai mare, cu atât este mai greu să-l obții. Uite, aici scrie că voi sunteți posesorii primului loc la campionatul de dans. E adevărat? Da. Care este dansul cel mai dificil? Îmi zici tu, Anastasia? Cel mai vesel? Cel mai dificil. Care ți se dă mai complicat, mai greușor? Cea-cea-cea. Da? Da. Pentru că avem o compoziție grea și nu prea o reușesc să o mai repet. Dar de câte ori repetați această compoziție și când ați început să o repetați? De cât timp? De câteva săptămâni. Da. Doar de câteva săptămâni? Da. Dar până acum ce ați făcut? Care compoziție? La samba. Samba, da? Cum vă reușește vouă să combinați și dansurile și școala? Să vă mai găsiți și puțin timp liber pentru a vă relaxa? Păi, noi câteodată avem doar timp liber, la câteva sărbători avem și la câteva sărbători nu prea avem, pentru că suntem ocupați și dansăm și învățăm și cred că o să mai avem câteva talente. Dacă le facem pe astea două tare bine, o să mai avem mai multe. Petru, spune-mi, te rog frumos, mie, ție, de exemplu, ce-ți place să mai faci pe lângă dansuri? În timpul liber. Să mai repet chitară. Atenție! Pe lângă faptul că acești doi minunați copii sunt pasionați și sunt chiar și foarte buni în ceea ce privește arta dansului, ei mai reușesc să mai profite și de timpul liber cântând la chitară. E adevărat? Da. De câți ani faci chitară? De 2 ani. M-am petrecut iar în clasa 1. Vezi, Mihai, ce mă uimește pe mine ce mai mult e că generația aceasta nu se limitează doar la un anumit domeniu. Sunt multilateral dezvoltați, iar asta este ce contează cel mai mult. Foarte multe talente. Exact. Vrei să mai întreb și tu ceva? Hai, că mai am și eu întrebări. Am și eu lângă mine o prințesă, Anastasia. Să vedem și ea pe lângă dans cu ce se ocupă. Eu mă ocup tot cu cântecele, dar că eu cânt la pian. Și faceți un duet și nu, nu. Dar de ce nu? Nu ați încercat încă? Nu, încă nu, dar a zis că la Ziua Învățătorilor poate vom face un cântec împreună. Anastasia, pot să te întreb ceva așa ca între fete? De. Nu v-a întrebat nimeni dacă sunteți o pereche și în viața reală? Nu. Niciodată? Nu. Nu. Cum așa? Da. Ești prima, Maria.
Da, sunt prima. Să țineți minte lucrul acesta. Da, nu vi se întâmplă să fiți geloși, spre exemplu, atunci când Anastasia trebuie să danseze cu un alt partener, ori tu trebuie să ai o altă parteneră. Se întâmplă câteodată. Se întâmplă, da? Da. Adică ești gelos uneori pe Anastasia că și-a ales alt partener. Ori nu? Nu. E binevoitor, vezi că ai noroc de un partener atât de... Dar cum se întâmplă aceasta că trebuie să ajungeți să dansați cu alt partener? Doar la antrenamente sau și în turneile oficiale? La turnee tot, pentru că câteodată, de exemplu, partenera unui băiețel a lipsit, pentru că s-a îmbolnăvit și am dansat cu doi parteneri. Iată. Și trebuie să ai putere, nu? Să poți să danseze cu da, doi băieți. Da, am avut putere și dansam cu doi băieți. Anastasia, eu mă uit că tu ai aici o colecție adevărată de trofee, de medalii. Spune-mi, cât timp v-a luat să le colecționați pe acestea? Mai bine zis, de la ce vârstă ați început să practicați dansurile? Am început de la 5 ani. Da, de la 5 ani am început. Adică... Și de atunci doar împreună sunteți? Da. Oh, ce drăguț! Și cine este profesorul, profesoara? Cine vă învață aceste compoziții? Antrenorul vostru, instructorul? Cel mai preferat este Olga Ivanova. Cel mai preferat? Asta ce înseamnă? Sunt și mai puțin preferați? Da. Vezi că până la urmă știi, impresiile și părerile sunt partajate. Avem noi favoriți. La școală cum vă descurcați? Bine. Da? Îți reușește să iei note bune? Da. Și care sunt notele tale? 8? Nu, 8 n-am avut. 7? Nu. 9? Da. Și 10? Da. Cât de 10? Mulți? Tare mulți. La fel așa ca și în... Da. Ca și în dans, da? Bravo. Petru, dacă nu ar fi, spre exemplu, dansul, ce alt tip de sport ți-ar fi plăcut să faci? Tenisul mare. Tenisul mare. Deci, se pare că... Avem copii care ne vor reprezenta și în continuare țara la turnee, la campionate de anvergură. Noi avem pregătit și un material despre voi doi, despre dansatorii care au această colecție de trofee și voi vă rugăm foarte mult să rămâneți în continuare cu Moldova Sport și să priviți materialul ce urmează. Și domnul, am revenit aici în studioul special, într-o zi specială, așa cum am spus și la începutul acestei emisiuni, fiindcă este Ziua Internațională a Copiilor și avem alături de noi niște copii exemplu, așa cum am avut și în prima parte a emisiunii, unde am avut un fotbalist și doi tenismeni. Și iată că, chiar dacă practică dansul, a spus că i-ar place să practice și tenisul și de ce nu, poate ar ajunge și el un talent, așa cum am avut și pe Alexandru și Madalina. Petru, tu n-ai încercat să faci niciodată o combinație dintre aceste două tipuri de sport? Nu. Ori nu-ți mai rămâne timp și pentru asta? Nu, nu-ți rămâne timp. Îți dau profesorii prea multe teme de făcut pentru acasă. Da. Ce vrei să devii tu în viitor? Uite, unde te vezi tu peste, hai să zicem, să nu plecăm prea departe, 10 ani. Câți ani ai acum? 8. 8. La 18 ani. Unde te vezi? În ce loc? Ce vei face la 18 ani? Va dansa în continuare cu Anastasia la 18 ani și va aduce în continuare cupe, nu? Da. Deci este fidel sportului pe care îl practică. Și nu doar sportului, și perechii sale de dans. Exact. Anastasia, tu ai aceleași idei, adică mergeți în unison, ori tu... Da. Da? Da, am aceleași. Și pe lângă dansuri, ce mai vreți să faceți? Să mai amintesc câteodată de dansuri, dar să nu o las și doresc tot, cred că, să merg la tenis.
Adică veți face o combinație dintre aceste două tipuri de sport. Da. Anastasia, zi-mi, te rog foarte mult, care este pregătirea voastră? Începeți imediat să executați pașii de dans, ori mai aveți o pregătire pe lângă aceasta? Mai avem și o pregătire. Da? Și în ce constă? În tot felul de exerciții sportive, da, pe care le face oricare sportiv, indiferent de proba aleasă, da? Și pentru asta mai trebuie încă să fim și, să știm și gimnastica, pentru că în viitor, când vom fi mai mari, o să trebuiască să avem compoziții mai grele și trebuie și să repetăm la gimnastică. Înseamnă că în orice zi ați putea să concurați și în turneii de gimnastică. Nu cred. Nu? Dar simplu o să repetăm. Doar simplu să repetați. Eu sunt chiar curioasă să aflu astăzi, fiind o zi importantă pentru voi, 1 iunie, ce cadouri ați primit? Am primit un cadou de mie și acest cadou îmi place că am venit la televiziune. Oh, ce drăguț! Ce frumos! Atunci noi suntem onorați că am putut să-ți oferim un moment atât de frumos. Ai mai fost la televiziune? Nu. Asta este pentru prima dată? Da. Înseamnă că am făcut, într-adevăr, un cadou de Ziua Internațională a Copiilor aici la Moldova Sport. Da, și suntem mândri de acest fapt. Petru, tu ce cadou ai primit astăzi? Tot același. Același cadou. Da. Adică și pentru tine e o surpriză să vii în emisiune, într-o ediție specială la Moldova Sport, o ediție în care discutăm nu cu oameni maturi, vorbim cu cei pici, copilașii, care chiar dobândesc premii minunate. Exact. Și dacă tot vorbeam de vise, de ce vor face peste 10 ani, ce veți face începând de mâine, ca să începem acești 10 ani cu ziua de mâine? Eu cred că voi deveni un învățător de dans. Coregraf! Ce frumos! Vrei să ai clubul tău de dans? Da. A, și stai că Mihai te-a întrebat ce faci de mâine, pentru că e zi de luni. Vrei să iei situația mâine chiar exact, de la... Începând de mâine. De la... Sau început de săptămână. Da. Se va duce direct la învățătoarea sa și va spune, începând de astăzi, eu vreau să încopii totul într-un caiet, toate exercițiile pe care astăzi le dictați nouă ca peste vreo 10 ani, să fiu și eu ca și dumneavoastră, da? Da, cred. Cum a spus că se numea doamna Olga? Da. Și vrei să fii ca ea sau ai un alt exemplu în viață? Doar ca ea. Da. Doamna Olga, atenție, că s-ar putea să aveți concurenți în viitorul apropiat. Dar cu siguranță că ea va fi foarte mândră de eleva sa dacă... De reușita ei. Exact. Și dacă o va depăși, cu siguranță va fi foarte mândră de Anastasia. Anastasia, eu te văd foarte elegantă astăzi. Ai și o rochiță foarte frumoasă, fastuoasă. Ba mai mult mi-ai zis că te numești nu Anastasia, ci Anastasia. Este vorba despre vreo tangență cu un personaj din desenele animate, dacă știi prințesa Anastasia. Ori nu? Nu. Nu? Dar ce personaj din desenele animate îți place cel mai mult ție? Cel mai mult îmi place Cenușăreasa. Da? Și ce calități ai vrea să iei de la ea? Aș dori să iau calitățile ca să fiu harnică și să nu fiu, să fiu insistentă. Iată. Perseveranță. Da, da. Însă acum ești harnică, o ajuți pe mama ta la gătit, prin bucătărie? Da. Și ce gătești tu? Gătesc tiești de dimineață și câteva supe mai alcătuiesc și eu. Înseamnă că părinții tăi, dacă vin după o noapte obosiți, dimineață nu trebuie să se trezească foarte devreme ca să-ți pregătească ție micul dejun, fiindcă tu îl pregătești tu lor. Da. Petru, tu ai vreun nou personaj din desenele animate ori din povești, personaj preferat, mă refer. Nu. Nu ai? Ești o individualitate. Da. Personajul tău ești însăși tu, da? Care îți dorești să devii cineva în viață și un talent în această artă, dansul sportiv. Da. Dar voi aveți, hai să zic eu, dansatori care sunt modele pentru voi în viață? Da. Cine sunt? Pentru că, de exemplu, hai să zic eu colegii, pentru că toți cei din lumea sportului sunt colegi. Siguranță, sunt colegi. O familie, familia exact, sportului. Exact, și noi facem parte din familia voastră, așa că puteți să vă simțiți în largul vostru. Ei mi-au zis că au idoli, au persoane la care țin foarte mult și care sunt și un exemplu de viață. Voi pe cine admirați?
dintre dansatori. Îmi zici tu, Petru? Petru este foarte gentil astăzi și îi oferă șansa Anastasiei. Exact. Așa că, Anastasia, tu ai cuvântul din partea lui Petru să vorbești în locul lui. De Dan Pșneac și, și Alexandrina Băicova. Ei sunt pentru tine cei mai buni, da? Da. Și sunt încă prieteni tare buni, părinții se știu cu ei, deci părinții lor sunt nunașii mei. Iată cum. Nu. Și ei acum se uită la tine? Cred că da. Nu, în zadar am zis eu că cei care fac parte din lumea sportului sunt o familie. O familie mare, numeroasă, în care fiecare succes este unul important și contează foarte mult. Pentru că suntem o țară în care avem tineri talentați, tineri care reușesc să ajungă departe. Iar ceea ce contează cel mai mult este, dragi părinți, să hrănim această dorință a copilașilor noștri și să le dorim multă perseverență în continuare. Iar noi să fim cei care să dim toate calitățile, cele mai bune dintre cele mai bune, astfel încât să avem o generație frumoasă și o generație de care să fim mândri. Nu-i așa, Mihai? Exact, sunt de acord total cu tine, Maria, și așa cum copilașii din prima parte a emisiunii ne-au spus că părinților le-au oferit acest cadou în viață să practice sportul, și noi vă îndemnăm, dragi părinți, să nu fiți indiferenți de sport, să le dați acest cadou copiilor, fiindcă sportul este viață și cu siguranță este ceva extraordinar ca aceste talente să ne aducă atâta mândrie țării noastre. Ei bine, iată că noi suntem cei care astăzi am promovat tinerele talente, noi suntem cei care am reușit să aducem și la cunoștința dumneavoastră tot succesul pe care l-au obținut acești tineri. Voi vreți să le ziceți, hai să zic eu, un sfat, o sugestie celor care sunt de vârsta voastră și vor să reușească. Să reușească în același domeniu. Ce sfaturi le-ați oferi prietenilor voștri, copiilor, celor care privesc acum Moldova Sport? Eu le-aș oferi ca să... pentru a reuși multe, trebuie să faci un lucru, dar bine, și nu multe, dar nu bine. Petru, tu ce părere ai? Îmi zici? Nu prea știu. Nu prea știi? Uite, hai să luăm așa, cu pași ușori, de la început, spune-mi cât de greu ți este și ce sacrificii faci tu astfel încât să ai, uite, aceste performanțe, că probabil mai sunt și alți copilași care vor și ei să fie așa ca voi, care vor și ei să aibă toate aceste medalii, aceste trofee aici pe masă, pentru că... Bănuiesc eu, nu dormi foarte mult, ori nu te lași în, hai să zic, cu plăcerea aceasta a distracției, ci muncești foarte mult, nu-i așa? Da. Da? Da. Poți să mai zici câte ori repeți pe săptămână faci lecții de dans? De cel puțin trei ori pe zi. Fiecare zi. Exact. Numai și de trei ori pe zi. Nu duminică. A, deci astăzi n-ați făcut dans? Nu. Astăzi ați venit la noi în emisiune și noi suntem foarte mândri. Exact, și mai ales că au venit pentru prima dată în cadrul unei emisiuni la televiziune, în transmisă și în direct. Cu siguranță părinții voștri acum au foarte mari emoții și se mândresc de voi să vă vadă în fața micului ecran, da? Da. Anastasia, ai vreo carte preferată care îți place cel mai mult? Am cartea Scufița Roșie. Scufița Roșie, îți place cel mai mult? Da. Și pe lângă faptul că tinerii sunt foarte implicați în lumea sportului, aceștia reușesc să mai și citească. Pentru că o persoană multilateral dezvoltată este una care merită a fi numită un exemplu în viața cotidiană. Exact, și ei sunt foarte dezvoltați. Și dacă tot vorbim despre sport, Anastasia practică pianul. Este și pianul un sport? La degete, da. La degete, da. La falange. Și este util în dans? Da. De ce? Pentru că dacă o să mă deprind și cu muzica, o să mă pot dea și la mai multe talenturi, de exemplu la vocal. O să mă pot dea și o să am o legătură. Anastasia, dar ce se întâmplă atunci când, spre exemplu, la o repetiție nu ai fost la suficient de bună, hai să zic eu, nu ți-a reușit să execuți anumiți pași de dans, ori au ieșit așa cam stângaci, te ceartă rău de tot profesoara? Nu mă ceartă. Nu? Dar ce-ți spune? Îmi spune că să mă stărui mai tare și când nu o să primească, să mai repet.
Și cu siguranță Maria fi de acord, fiindcă această vitrină de palmares ce au adus acești doi copilași aici, cu siguranță că ei nu greșesc aproape deloc. Totul iese perfect. Da. Sunt și ei, și ei de acord cu noi. Îți dai seama, Mihai, că pentru a obține perfecțiunea e nevoie și de muncă asiduă. Iar asta este ceea ce vă determină pe voi să fiți așa cum sunteți. Mai mult decât atât, eu mi-amintesc din experiența proprie că pe când făceam ore de dans, mi se întâmpla deseori să ajung foarte obosit acasă și să zic că am și teme de pregătit pentru mâine și vroiam să renunț din prima. Voi aveți așa momente? Câteodată da. Dar nu trebuie să renunțați. Voi nu trebuie să faceți așa ca Maria și să vă lăsați de dans. Voi trebuie să continuați, da. Să ajungeți acolo peste 10 ani unde da. A spus și Petru. Da. Și nu doar peste 30-40 de ani. Să fim insistenți. Exact. Ca să o depășiți pe doamna Olga, că acesta este principalul obiectiv. Așa cum a fost și cenușăreasa, pentru că, repetăm, personajul principal al protagonistei în acest cuplu de dans, personajul preferat al Anastasiei, este cenușăreasa. Și asta pentru că este perseverentă, muncitoare, iscusită în ceea ce face, exact așa ca și voi. Exact. Și dacă da. Anastasia ne-a spus deja care este cuplul său preferat, să vedem, Petru, după cine tu stai și te uiți și urmărești pașii de dans, care dansator din Moldova sau din străinătate îți plac cel mai mult? Gofredo. Cătălin Gofredo. Și care este perechea? Nu mai țin minte. Dar pentru tine nu contează. Tu ești bărbat și dorești să ajungi exact da. Să faci pașii lui. Mihai, eu am prins ideea. Știi la ce se referă Petru atunci când... E așa, mai e rezervat atunci când răspunde. El își dorește să fie el un exemplu pentru cineva. Exact. O individualitate, o persoană unică în lumea dansului și nu numai. E adevărat? Da. Da, poți să-mi dai și un high five pentru că ți-am ghicit gândurile. Iată, Anastasia, ce legătură puternică este acolo. Crezi că Petru va reuși să o întoarcă pe colega mea Maria la dans? Da. Crezi? Da. O invităm de mâine pe Maria să practice din nou dansul sportiv? Bine. Deci... Ești tu gata să insisti da. Ca în fiecare zi Maria să meargă la sala de dans? Da. Deci chiar acum putem să încheiem un contract. Profesorii mei, începând cu ziua de luni, se potrivește perfect. Pentru exact. Că tu, Anastasia, ți-ai dorit mereu să ai o școală de dans, nu-i așa, să fii coregrafă. Eu voi fi prima ta elevă. Promit să fiu ascultătoare, perseverentă, iscusită, așa cum ai zis-o și tu, și să îndeplinesc toți pașii pe care mă vei înveța tu. Exact. Îți iei această responsabilitate începând de mâine să... Da. Să fie ea prima eleva ta. Da, dar știi că, să știi că nu sunt prea bună la vals, la valsat, pentru că mi se pare excesiv de complicat. Să nu este nicio problemă, pentru că deocamdată ei te vor învăța samba și cea-cea-cea. Da. Am spus bine? Da. Iată, asta vei învăța deocamdată. Nu te gândi încă la vals. Este prea departe. Bine, o luăm așa, pas treptat, cu pas. Pas cu pas, astfel încât să ajungem la culmi. Dragii noștri, să știți că astăzi în ediția specială din această seară, dintr-o seară specială, pentru că este ziua 1 iunie, am discutat cu tineri perseverenți, tineri care au avut scopuri și continuă să le aibă scopuri foarte bine definite, care muncesc enorm de mult pentru a le dobândi și mai mult decât atât, ei pot fi exempli demn de urmat, nu doar pentru cei mici, dar și pentru noi, cei mai mari. Exact așa este, Maria, și fiindcă am ajuns deja pe final al acestei ediții speciale dedicate copilașilor, Zilei Internaționale a Copiilor, trebuie să le spunem părinților, să le reamintim mesajul nostru aici la Moldova Sport, să-și lase copiii la sport, pentru că sportul este sănătate, este viață, iar noi aici, în cadrul studiourilor noastre speciale, în cadrul programelor noastre, vom sprijini întotdeauna sportivii noștri, sportivii moldoveni. Exact. Și să știți că împreună putem fi mai puternici. Nu ezitați să consolidați forțele copilașilor voștri, să hrăniți visele pe care le au cu multă răbdare, cu multă pasiune și dedicație, pentru că doar așa vom putea crea o lume mai frumoasă și o lume mult mai bună. Alături de dumneavoastră am fost noi, colegul meu, Mihai Burciu și Maria Chistol, și vă așteptăm pe curând la o altă ediție specială și la noi programe aici informative la Moldova Sport, pentru că noi suntem sportul și sportul este doar aici, la el acasă. La revedere!